Orice popor are o zi specială care depășește în importanță alte zile care marchează evenimente din istoria sa. Pentru poporul bulgar și pentru Republica Bulgaria, această zi este ziua de 3 martie 1878. După ce aproape 500 de ani Bulgaria a făcut parte din Imperiul Otoman, prin tratatul de la San Stefano, aceasta revine pe harta Europei ca stat. Este o zi importantă pentru toți bulgarii, oriunde s-ar afla. Pentru noi, bulgarii din România, are și o conotație aparte. Pe lângă multe lucruri care apropie cele două țări și popoare, eliberarea Bulgariei ar fi fost în mod cert mult mai greu de realizat fără aportul României și al românilor. Pregătirea Revoluției Bulgare a avut loc în mare parte în România. Revoluționarii bulgari Gheorghe Stoicov Rakovski, Vasil Levski și Hristo Botev și alții trăind și activând în țara noastră. Mai mult, pentru eliberarea Bulgariei și-au dat viața și numeroși oștași români la Plevna, Grivița și Smârdan în timpul războiului de independență, câștigând și prin aceasta respectul și recunoștința poporului bulgar. Astăzi, cele două țări au excelente relații politice și diplomatice, existând toate premisele ca acestea să se dezvolte în continuare în toate sferele. Ca cetățean român de etnie bulgară, doresc numai bine bulgarilor de pretutindeni, cu ocazia Zilei Naționale Republicii Bulgaria și profit de ocazie pentru a exprima recunoștința față de poporul român pentru sprijinul acordat la eliberarea Bulgariei. Cunoștință, deputat al minorității bulgare, Gheorghe Nakov. Trăiască România! Mulțumim pentru ce ați făcut pentru Bulgaria!